Vineri 4 octombrie, în Monitorul Oficial a fost publicat decretul prezidențial privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ. Cele patru grade în care se acordă ordinul sunt, în ordine descrescătoare, mare ofițer, ofițer, comandor și cavaler. 101 unități de învățământ din toată țara vor primi aceste decorații. Dintre acestea, 3 sunt din județul Neamț, iar una din municipiul Roman. Școala gimnazială din comuna Tămășeni și Colegiul Național Roman Vodă primesc Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de comandor, iar școala gimnazială Vasile Mitru din comuna Tașca, Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Ceremonia de decorare va avea loc marți, 8 octombrie 2024, la ora 17, la Palatul Cotroceni. Cu bucurie ne exprimăm satisfacția de a regăsi 3 unități de învățământ nemțene pe lista școlilor românești, decorate de către administrația prezidențială, astfel, Școala Gimnazială Comuna Tămășeni, Colegiul Național Roman Vodă, au primit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de comandor, iar Școala Gimnazială Vasile Mitru, Comuna Tașca, a primit Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de cavaler. Apreciem inițiativa organizatorilor și felicităm cele 3 unități de învățământ pentru performanțele obținute la examenele naționale, în special pentru progresul înregistrat în ultimii 4 ani, pentru inițierea și implementarea de proiecte europene, naționale și județene, pentru eforturile susținute în vederea reducerii abandonului școlar, pentru organizarea activităților extrașcolare, internaționale și naționale și pentru inovare didactică. Toate acestea fiind criterii de selecție pentru obținerea distincțiilor prezidențiale. Felicităm încă o dată școlile și încurajăm pe toți managerii unităților de învățământ din județul Neamț să aibă deschidere spre nou, spre modern, spre eficient. Pentru noi a fost o surpriză, dar în același timp și o mare onoare de a primi această distincție. Este ca o încununare a tuturor rezultatelor, a tuturor eforturilor pe care noi, Școala Tămășeni, le-am făcut în ultimii 2 ani, de când sunt director. Principalul meu scop, aș putea să-l numesc, de când sunt la conducere, a fost aceea de a încheia relații cât mai bune și concrete la nivelul școlii și am reușit să apropii părinții de școală. Comunitatea locală este mereu prezentă în școala noastră și nu mai spun de colegii cu care fac o echipă foarte, foarte bună. Este totuși o presiune că primiți această distincție? Adică la ce vă obligă în viitor? Sincer să vă spun, nu prea știu despre ce este vorba. Probabil după ce am să primesc, am să conștientizez, dar cred că ne pune în situația de a fi pe mai departe tot la fel sau mai bun decât am fost până acum. În ceea ce privește atât activitatea educațională, dar mai ales în ceea ce privesc relațiile, pentru că dacă într-o școală sunt relații sănătoase, atunci toate lucrurile merg bine. În toată țara decorate sunt 36 de colegii, dintre care 33 de colegii naționale, 2 colegii tehnice și unul pentru agricultură. 50 sunt școli gimnaziale, 4 sunt școli speciale, 9 sunt licee teoretice și tehnologice, un liceu este pedagogic și un liceu este special pentru elevii cu deficiențe de vedere, potrivit edupedu.ro.